Azi, în jurul prânzului, pompierii, dar și serviciul de ambulanță au fost alertați cu privire la faptul că pe strada Miron Nicolescu a izbucnit un incendiu. Pompierii s-au deplasat cu două autospeciale cu apă și spumă, pentru că flăcările care au cuprins un garaj riscau să se extindă la garajele și casele din vecinătate. La fața locului s-au deplasat forțe și mijloace de la detașamentul de pompieri Giurgiu, două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță smurt. La sosirea la locul intervenției s-a constatat că ardeau un garaj și au fost afectate câte două, trei garaje din jur. Într-adevăr, focul s-a extins și la alte garaje vecine, însă pompierii au intervenit la timp și au împiedicat astfel propagarea unui incendiu de mari proporții. În ceea ce privește cauzele, din ceea ce spun martorii, se pare că focul a pornit de la neglijența unui giurgiuvean care cocea vinete în garaj și care la un moment dat a lăsat focul nesupravegheat. La ceas. Incendiul nu a provocat numai pagube materiale, pentru că o persoană în vârstă de 71 de ani a fost intoxicată cu fum. Victima a fost preluată de echipajul smurt și transportată la Spitalul Județean Giurgiu pentru investigații și îngrijiri medicale.